Sala de sport de la Bradu găzduiește începând de ieri ediția 2012-2013 a campionatului județean de fotbal în sală sub organizarea AJF Argeș. Este a 13-a ediție a campionatului de futsal pe județean, care îl susținem. De data aceasta îl susținem la sala de la Bradu, deoarece nu prea avem ore la sala polivalentă din Pitești. Avem 210 echipe înscrise în două grupe de câte 6. Jocuri foarte frumoase, în care se califică primele două din fiecare grupă, după care jucăm semifinalele și finala. Suntem obligați să facem, că am început prea târziu decât trebuia și datorită evenimentelor politice și care au fost în luna decembrie, după care, după data de 6, deja 6-2013, deja numai jucătorii își pleacă la echipe și nu... n-ar mai avea farmec atât de mare fotbalul în sală. De aceea l-am constrâns și în data de 6 jucăm și finalele, care sperăm să ajungă echipele cele mai bune și cele mai... Cei care vor urmări jocurile pot vedea la lucru jucători precum Neaga, Cristi Bratu, Robert și Andrei Neagoe, Boboacă și alții. Sunt jucători specifici de sală, mulți. Avem echipa care a fost campioană, Barcelona de Stâlpeni, care ea își păstrează jucătorii care i-a avut până acum. Avem echipa de la Sebascu, unde joacă și Brica Neaga și Bazela. Avem echipe care... sunt jucători, fost jucători și actual jucători tineri care caută să facă o mișcare în pauza competițională. Argeșul a avut mereu jucători de fotbal în sală de un nivel foarte bun, însă din păcate în ultimii ani nu am avut echipe în eșaloanele superioare ale acestei discipline sportive.